Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actual. Un om tare drag nou, cu o energie de invidiat și cu un talent așa nemăsurat, este alături de mine în această seară. Este vorba despre domnul Emil Boroghină, cel care ne-a obișnuit cu surprize frumoase în fiecare an, în 15 ianuarie cu siguranță și nu numai, pentru că are energie să facă multe proiecte. Festivalul Shakespeare, marele proiect de suflet al domnului Emil Boroghină și multe altele. Bună seara, bine ați revenit la noi. Să rămână, Alina. Păi, după ce ai spus tu, nici nu mai pot să vorbesc. Ții totdeauna la emisiunile la care particip și tu ești moderator să mă emoționezi. Da, asta cred despre dumneavoastră și este o onoare să vă am alături de fiecare dată și așa cum spuneam, sunteți un om care reprezintă un model pentru noi toți. Ce se întâmplă anul acesta pe 15 ianuarie de Ziua Culturii Naționale? Un spectacol, știu, special dedicat Zilei Culturii, dar în același timp care se încadrează în anul centenarului Marii Uniri. Da, sigur că cel mai normal ar fi fost ca în 15 ianuarie să prezint aici sau în altă parte, cum am făcut și anul trecut, că am fost la Berlin, recitalul dedicat lui Eminescu. Dar în urmă cu o lună și jumătate am prezentat un recital de poezie românească la care țin foarte mult, Treptele Unirii, la cel de-al 21-lea Congres al Spiritualității Românești de la Alba Iulia, apoi la Teatrul Notarea din București, pentru că este vorba de o coproducție a Teatrului Național Craiova și Teatrului Notarea din București, iar pe 3 decembrie la Craiova, în cadrul Festivalului Adrian Păunescu. În momentul în care a primit o circulară de la Ministerul Culturii, directorul meu, domnul Alexandru Băureanu, imediat a și transmis domnului ministru, pentru că venea de la cabinetul ministrului, a trimis răspunsul că noi la Craiova, în ziua de 15 ianuarie, vom prezenta recitalul Treptele Unirii și în felul acesta și declanșăm activitățile din acest an dedicate centenarului. Spuneam că este un recital foarte drag mie, care face parte însă dintr-un proiect care cuprinde două recitaluri, susținute ambele de mine. Primul este Treptele Unirii, dar mai întâi genericul proiectului, Glasurile Patriei, Glasurile Istoriei, Glasurile Poeziei. Acest spectacol, Treptele Unirii, este o trecere prin cele mai importante momente ale istoriei României, a devenirii statului național unitar român, lucru care s-a înfăptuit odată cu unirea de la Alba Iulia. Eu considerând că toate aceste momente istorice și toate contribuțiile personalităților istoriei noastre sunt de fapt trepte la realizarea Marii Uniri și a făuririi statului național român din 1918. Pe ce texte se bazează spectacolul? Ce se întâmplă? Sunt vreo 30 și ceva de poeți, pentru că nu am luat de la un singur poet, ci am căutat unde era cel mai bine reprezentat acel moment istoric și bineînțeles că am făcut o selecție foarte riguroasă, care nu e începută de acum, e începută cu zeci de ani în urmă, pentru că aceste recitaluri cu care eu vin acum sunt gândite într-o perioadă foarte lungă, începută cam prin 1970 și încheiată odată cu numirea mea la Direcția Teatrului Național, pentru că nu am mai putut să mă ocup de așa ceva, fiind conectat la toate problemele teatrului și nu au fost puține, pentru că teatrul, spre șansa lui, a avut un traseu absolut fenomenal, fiind invitat la toate marile festivaluri ale lumii. Deci a început atunci și sunt poeții noștri reprezentativi, vorbesc de poezie patriotică, bineînțeles că nu lipsesc Alexandri, Eminescu, Coșbuc, Goga, Lucian Blaga, până la Adrian Păunescu, cu care și închei ultimul moment din acest recital la care țin eu enorm. De fapt, e o frescă a societății contemporane a ultimilor 100 de ani care s-au scurs de la Marea Unire și reamintim că acei mari bărbați ai României,
care au făurit unirea, Brătienii, Maniu, Delenii, și spune Adrian Păunescu, popeștii și oneștii de rigoare, cei care au făurit de fapt unirea, s-au jertfit, au militat pentru niște idealuri pe care noi în acest moment poate nu mai le clamăm. Ar trebui însă să ne le și asumăm, să ne le însușim. Așa este. Am fost acolo în fiecare an, vom fi acolo și anul acesta. Mă refer aici la televiziunea română, la TVR Craiova în special. Haideți să vedem un fragment din recitalul domnului Emil Boroghină de anul trecut. Fiind băiet, păduri cu trăieram și mă culcam ades lângă izvor, iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam, s-aud cum apa sună încetişor. Un freamăt lin trecea din ram în ram și un miros venea dormitor. Astfel ades eu nopți întregi amas, blând îngânat de-al valurilor glas. Răsare luna, îmi bate drept în față, un rai din basme văd printre ploape. Pe câmpi un văl de argintie ceață, sclipiri pe cer, văpaie peste ape, un bucium cântă tainic cu dulceață, sunând din ce în ce tot mai aproape. Da, anul trecut, alături de acompaniament de pian și corala academică a Filarmonicii Oltenia din Craiova, momente frumoase de atunci. Da, dar v-am spus că acest spectacol a fost după prezentarea recitalului la Berlin, pentru că am fost invitat de Institutul Cultural Român de la Berlin pe data de 15 ianuarie și acolo l-am prezentat, iar acesta, ca și în situația de acum... Da, când vine după la da, Craiova. Eu, tot în cadrul zilelor culturii, zilei culturii naționale, zilei culturii naționale române, urmează imediat după acest spectacol pe care dumneavoastră cu generozitate îl veți transmite în direct pe TVR3 și pe TVR Craiova, începând cu ora 19, luni 15 ianuarie, a doua zi dimineață voi pleca spre București și voi zbura la Paris, pentru că spectacolul Treptele Unirii îl voi prezenta la Paris pe 17, pe 18 la Bruxelles și pe 19 la Haga, în organizarea Institutului Culturale Române din Paris și Bruxelles și a ambasadelor României la Paris, Bruxelles și Haga. Revin acasă, voi prezenta la Craiova pe 24 al doilea spectacol, care nu este în cadrul zilelor culturii, ci a centenarului Marii Uniri. Sunt suflet în sufletul neamului meu, limba română este patria mea, care, așa cum spuneam, face parte din acel proiect Glasurile Patriei, Glasurile Poeziei, Glasurile Istoriei. Și pe 29, împreună cu colegii mei de la Teatrul Național, cu o echipă tehnică, vom pleca la Viena, pentru că vom prezenta în sala Teatrului Pygmalion Treptele Unirii. Deci, iată, 15 zile cumva de sărbătoare. Da, în două săptămâni prezentăm patru spectacole în capitale europene și două la Craiova.
Este extraordinar ce faceți, încă o dată felicitări. Nu știu cum reușiți în fiecare an să vă țineți așa. Dacă spun ce vreau să fac anul trecut, legat de mine, cu știi că România... Anul viitor? Da, anul viitor. Iartă-mă. Ce vreau să fac anul viitor, România va deține președinția Consiliului Europei, începând cu 1 ianuarie 2019 și intenționez ca recitalul Eminescu să-l prezint propunând Institutului Cultural Român acest lucru în toate capitalele țărilor membre ale Uniunii Europene, înconjurat de ecrane pe care să se proiecteze textul recitalului în toate limbile de circulație, în limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și portugheză. Și lucrez la acest proiect, e foarte greu pentru că nu găsesc echivalențele versurilor din scenariu în limbile celelalte. Am isprăvit mai doar în portugheză și realizat scenariul în proporție de 90%. La cum vă cunoaștem, sunt convinsă că o să-l duceți la 100% și o să-l și duceți la îndeplinire. Mai este și festivalul Shakespeare, nu avem timp să vorbim acum despre el. Nu, dar vom vorbi altă dată. O să vorbim cu siguranță. Mulțumesc tare mult pentru prezența alături de noi și mult succes și multă energie și de aici înainte. Să rămână, mulțumesc. Schimbăm acum subiectul, rămânem în zona frumosului, însă de această dată o să vorbim despre frumosul feminin, să zicem, mai mult, pentru că ne referim la modul în care avem grijă de noi în această perioadă. O să aflați imediat ce vreau să spun. Monica Mogoșanu este alături de mine, estetician, cosmetician, care ne spune cum avem grijă de tenul nostru într-o perioadă ce, iată, devine rece. Ne așteptam noi să se întâmple mai devreme, dar am avut parte de o primăvară, toamnă, în iarnă. Acum se pare că vine iarna. Nu știu, toate aceste schimbări, ce amprentă își pun asupra pielii noastre dacă nu știm să avem grijă. O să ne spună invitata mea. Bună seara, bun venit! Bună seara, mulțumesc din nou pentru invitație! Noi îți mulțumim, bine ai revenit la TVR Craiova pentru prima dată la emisiunea Actual, dar nu pentru prima dată în emisiunile noastre. În special, cred că ai fost prezent alături de producătoarea emisiunii Actual, de Simona Moșuroi, în emisiunile ei dedicate femeilor, Întâlniri la Feminin și altele. Spune-ne ce ne așteaptă în această perioadă, ce ar trebui să simțim așa la nivelul pielii. Spuneam de toate aceste schimbări de temperatură. Ele cred că își pun amprenta și asupra pielii, părului și așa mai departe. Da, așa este. În primul rând se usucă. Se usucă și trebuie să fim foarte atente la trusa cosmetică din dotare, în sensul în care ar trebui să includem în ea de data aceasta produse nutritive, nu numai produse hidratante, cum suntem obișnuite să folosim pe timpul anotimpului cald, chiar dacă ne plac acelea pentru că au o textură mult mai light, mult mai ușoară și sunt mai ușor absorbabile în piele, trebuie să înțelegem că e nevoie de mult mai mult pe timp de iarnă și să ne hrănim pielea suplimentar cu substanțe ceva mai nutritive. Deci asta este diferența, pentru că nu știu câte femei știu atunci când își aleg o cremă care este diferența între cele nutritive și hidratante, când trebuie să le alegem pe unele, când trebuie să le alegem pe celelalte. Nu de puține ori, din păcate, în magazinele de specialitate nu găsești personal, chiar dacă ele sunt specializate, personalul nu este specializat, așa că nu știu să te concilieze foarte bine. Haideți să mai spunem noi odată care este diferența între cele două și când alegem una, când o alegem pe cealaltă, dacă le alternăm, nu știu, ziua una, seara alta. Ai pus punctul pe ei, tu e clar că simți foarte bine și îți cunoști pielea, mai ales că porți machiaj profesional de obicei și sunteți nevoite, voi cele din televiziune, să vă cunoașteți foarte bine pielea. Este un organism viu, pielea noastră, și atâta timp cât ne vorbește și o simțim, părerea mea este că după un timp înveți să o asculți și să targetezi produsele care îi convin. Pentru că starea de confort trebuie urmărită. Asta nu înseamnă că dacă iarna tenul deshidratat nu poți să-l hidratezi, însă recomandarea specialiștilor și a mea personală este să folosim aceste tipuri de produse numai pe timpul nopții,
adică în timp seara, înainte cele nutritive? Cele hidratante. Hidratante. Da, pentru că dacă a doua zi afară sunt sub 0 grade, noi știm că apa la temperaturi de minus, negative, îngheață și atunci starea de confort pe piele, în special dacă ne mai și machiem, nu o să fie chiar cea mai bună. Și atunci schimbăm ritualul de îngrijire și îl diversificăm dacă pielea o cere, repet, și noi o simțim că îi trebuie și hidratare și nutriție și aplicăm în consecință seara produse hidratante și dimineața nutritive. De asemenea, machiajul trebuie să fie diferit și anume, în special, fondul de ten trebuie să fie diferit. Deja nu mai căutăm iarna produse de... cum ar fi fondul de ten strict hidratante. Căutăm fonduri de ten care să aibă vitamina E în compoziție, deci în consecință să ne simțim pielea confortabil și datorită unor substanțe mai nutritive, mai grase. Sau le amestecăm. Învățăm să jonglăm cu texturile, funcție de cum se simte pielea și mai ales funcție de cum ne vorbește ea atunci când ne privim în oglindă la 3-4 ore după ce am aplicat machiajul. Adică dacă se strânge și vedem că machiajul nu arată bine, e clar că fondul de ten pe care l-am aplicat trebuie să fie ceva mai hrănitor pe timpul iernii. Și la fel dacă după ce aplicăm crema, nu știu, simțim că pielea la fel se strânge, că există un disconfort. Găsim acum, bine, nu de acum, de mult, se găsesc și tot felul de produse, uleiuri pentru față, serumuri. Cât de importante sunt ele? Este recomandat, din câte știu, să le aplici înainte de aplicarea cremei sau pur și simplu produsul respectiv, el cumva de sine stătător? Cât de important consider că este aplicarea acestora ziua, seara? Funcție și de anotimp, cum vorbeam aici, dar funcție și de vârstă. Pentru că necesitățile noastre ale tenului nostru sunt diferite. Eu cred că sunt foarte importante, în special după 23 de ani, atunci când începe propriu-zis procesul de îmbătrânire celulară și chiar îl simțim. Sunt importante a fi aplicate aceste serumuri înaintea cremelor, reținând și faptul că ele potențează foarte bine ceea ce face crema noastră preferată. Adică întotdeauna o să ne simțim crema la adevărata ei valoare atunci când aplicăm un serum sub ea și jonglăm cu hidratare, nutriție, anti-rid, fermitate, funcție de cum arată pielea și cum ne o simțim. Iar vis-a-vis de ceea ce spuneai tu, că în magazine nu avem tot timpul suportul necesar, eu am încredere că în ziua de azi, în special româncele, știu foarte bine ce își doresc, piața s-a schimbat fantastic, toată lumea știe să machieze foarte frumos, eu nu mai văd gafe în machiaj și nu mai văd gafe nici în ceea ce privește trusa cosmetică de acasă, pentru că am învățat. Mergem și în saloane, dar și în magazine am întâlnit persoane care știu cel puțin ce scrie pe produs și tu poți verifica atunci când îl cumperi și dacă scrie nutritiv, e clar că e nutritiv, dacă scrie hidratant, e clar că e hidratant. Cel mai important este să-ți simți tu pielea corect și să știi că îi trebuie și hidratare și nutriție. Nu numai anti-aging, că ne speriem de această îmbătrânire care până la urmă este un proces natural și cred eu că ar trebui să ne bucurăm când ni se dau niște ani în plus. Ne bucurăm. Acum depinde la ce vârstă se dau acei ani în plus. Ești adepta cremelor care merg folosite pe toată suprafața feței sau a celor care, adică cremă de ochi pentru zona ochilor și cremă de față pentru restul feței? Sunt unele care se spune că merg folosite pe toată suprafața, că nu-ți mai trebuie o cremă specială pentru zona ochilor. Da, unele persoane preferă un singur produs. Altele preferă să folosească produse targetate fiecărei zone, funcție și de problemele estetice care apar pe față. Adică dacă eu am cearcă în pungi, ochii veșnic obosiți și am un stil de viață foarte alert, e clar că acel contur de ochi va necesita o cremă specială de ochi și trebuie să înțeleg că trebuie să mai aplic un gest dimineața și seara și un alt produs pe conturul de ochi. Eu aș miza însă pe mare atenție, nu numai pe conturul de ochi, ci și pe gât și pe mâini, pentru că aici, într-adevăr, încă mai avem probleme în România și nu înțelegem că îngrijirea nu începe de la bărbie în sus și, până la urmă, vârsta unei femei o dau gâtul,
decolteul și mâinile. Deci, în special pe timpul rece, trebuie să avem grijă de ele. Și mergem cumva, poate, cu ce ar fi trebuit să începem, cu interiorul nostru, care este foarte important dincolo de aplicarea cremelor. Dacă nu avem grijă cu interiorul nostru, atunci nu prea reușim mare lucru. O să te las pe tine să ne explici. Este un subiect atât de complex, încât nu știu astăzi ce aș putea să spun despre asta. Cert este că aș putea să spun că este îmbucurător faptul că deja femei cu vârste de peste 35-40 de ani nu-și mai arată vârsta și sunt unele dintre cele mai cochete și frumoase pentru că se îngrijesc și au atins un nivel spiritual și de echilibru interior care le întrețin această frumusețe nativă și întreținută cosmetic. Deci, până la urmă, dacă avem un stil de viață ordonat cât putem de mult, prin alimentație, prin puțin sport, prin a înțelege hidratare, că trebuie să bem măcar 6 pahare de apă pe zi, exact, atunci, compensat cu ceea ce facem de la exterior, cu metodele de înfrumusețare, nu avem cum să nu arătăm bine. Pentru că, repet, româncele, noi chiar suntem frumoase genetic. Trebuie decât să ne educăm suplimentar și să înțelegem, o dată pentru totdeauna, că maxim 4 minute dimineața și maxim, să zic, 5-6 seara nu reprezintă chiar un efort fantastic. Cât de importante sunt tratamentele cosmetice? Foarte importante, din ce în ce mai importante și adresabilitatea către ele a crescut în ultimii 15 ani exponențial. Asta și deoarece, vedeți, dumneavoastră, mergem să lucrăm la job până către 90 de ani. Statisticile spun că rămânem în activitate foarte mult timp și nimeni nu vrea să facă business cu cineva care nu arată bine. Și pornind de la această statistică, care nu e personală, este la nivel internațional, lumea începe să aibă grijă de ea și să meargă și la salon, să învețe cum să procedeze acasă, să se îngrijească, dar să aplice tratamente cu efecte instant și de durată, pentru că suntem foarte obosiți, iar fața noastră o spune. Cu ce regularitate ar trebui mers la tratament? Cutuma spune că ar trebui să mergem o dată la 28 de zile, adică o dată la un ciclu de regenerare celulară, minimum. După 35-40 de ani, deci pentru tenul matur, noi recomandăm să se meargă săptămânal, a nu se înțelege că trebuie să facem extracții, celebrele extracții săptămânal, nu. Dedicăm timp zonelor specifice, gât, decolteu, dedicăm mai multă atenție masajelor de retonusare, ca să nu ne alunece fața și să ne spunem că avem față căzută, ochilor, și să ne punem o amprentă definitivă asupra aspectului general și uniform. Să resurfațăm fața, să arate uniform bine și să stopăm cât mai mult timpul. Mulțumesc tare mult! Și eu mult mulțumesc. Succes în activitate! Ne vedem și mâine! Rămâneți în actualitate! Rămâneți alături de TVR Craiova! Mâine la ora 18 suntem aici să încheiem săptămâna împreună, așa cum am început-o. La revedere!